Astăzi, la Casa Ada Müller-Guttenbrunn din Timișoara, a avut loc lansarea de carte Crâmpeie dintr-un vis, a scriitorului și poetului Petru Giurgi, originar de pe istoricele plaiuri maramureșene. La eveniment au participat clerici de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei și din Mitropolia Banatului, cadre universitare, studenți, alături de credincioși timișoreni, mulți dintre ei activând în asociația Oastea Domnului. Volumul Crâmpeie dintr-un vis a fost îngrijit de Florina Maria Băcilă, lector la Universitatea de Vest din Timișoara, iar apariția lui a avut loc în contextul Anului Omagial al Satului Românesc. N-am crezut vreodată să văd de mâna mea un text tipărit, cum zicea poetul la vremea lui. Nu-l copiez în privința asta. Pentru că eu am început în clasa întâi de la Țărujă. Nici nu știți majoritatea dintre dumneavoastră ce înseamnă asta. Sub podul bisericii noastre, Părinte Justinian, era pe atunci, nu era atât de adâncită valea, și era marnă, mali, ziceam noi. Și o ciopleam cu cuțitul, o uscam pe cuptor și aveam tăblițe de scris, nu caiet, eu n-am avut caiet în clasa întâi. Și o ștergeam cu mâneca și o luam de la început. Și deci cum să crezi tu că vreodată vei ajunge să scrii un text tipărit? În cadrul evenimentului, Părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și a evidențiat aspectele duhovnicești ce se desprind din această carte. Petru Giurgi, din Poienile Izei, surprinde în cartea sa monumentală de aproape 500 de pagini momente foarte importante legate de viața satului românesc, accentuând, sublinind valoarea familiei creștine, valoarea tradițiilor românești și creștinești, care în acei ani au avut mult de suferit din pricina regimului comunist ateu. Petru Giurgi este un autodidact, dar este un om cu o credință profundă, ancorat puternic în viața bisericii, participant activ la sărbătorile creștine, cititor al Bibliei, al cărților Sfinților Părinți, iubitor de literatură creștină și de poezie religioasă. Satul românesc și în speță satul maramureșean, căci despre el este vorba, reprezintă chiar un personaj principal al Crâmpeelor dintr-un vis, o identitate comunitară deloc de neglijat, satul privit din perspectiva rolului său de integrare a mentalităților, dar în același timp satul cu viața lui spirituală, cu freamătul credinței la mijlocul viacului trecut, cu biserica ce străduiește ca o adevărată axă a lumii, satul maramureșean, cu viața oamenilor care se ghidează în chip deosebit după legătura lor cu Dumnezeu. Și cred că este foarte potrivită integrarea acestei manifestări în tematica pe care Patriarhia Română a consacrat-o anul acesta mai multor asemenea evenimente. Lucrarea apărută la editura Art Press din Timișoara însumează peste 500 de pagini inspirate de cuvintele Mântuitorului Hristos, așa cum autorul le-a primit de la poetul creștin Traian Dorz.